Salutare tuturor! Ne revedem astăzi în acest setup nou ca să vă prezint cel mai interesant telefon de gaming al anului, Asus ROG Phone, împreună cu toate accesoriile lui pe care le puteți vedea aici. Este poate cel mai interesant telefon de anul ăsta. Este versiunea cea mai bună după o experiență foarte bună cu Zenfone, o serie de telefoane excelente, plus experiența din zona de gaming de la brandul ROG. Aduce într-un singur terminal toate caracteristicile unui flagship de top, plus un design special, plus tehnologie de cooling specială și o mulțime de lucruri inovative dezvoltate de ingineria Asus special pentru gaming. Îmi place ce design au realizat pentru ROG Phone, sunt elemente clare inspirate de la laptopurile de gaming ROG, sunt elemente de pe spate, vedeți, n-au pus camerele pur și simplu așa aruncate acolo, au un design special, senzor de amprentă special, fantele de ieșire, de răcire și, cum spuneam, logo-ul ăsta care se luminează. Toate elementele astea se găsesc pe față, cele două boxe stereo. Dacă îl puneți în cutiuță, sunt patru boxe stereo pentru care și asta două. Și toate elementele astea care să-ți creeze o experiență de divertisment excelentă. De exemplu, mie mi-a plăcut aici să intru în settings și să văd că nu este la fel ca la celelalte 100 de telefoane de pe piață. E un pic lucrat la design. Într-adevăr, este doar o temă adaptată de ei, dar îmi place cum arată și toate informațiile sunt unde trebuie, nu vă încurcați în ea. Și se mișcă foarte, foarte rapid. Bun, ROG Phone, un dispozitiv cu display de 6 inch, cu rată de refresh 90 de Hz și timp de răspuns de 1 milisecundă, are sub capotă Snapdragon 845, cel mai puternic procesor de anul ăsta, și este, spre deosebire de alte telefoane, este dus la frecvența de 2,96 GHz. Are 8 GB de RAM și două versiuni, una de 128 GB și una de 512 GB. Vă zic imediat și prețurile fiecăruia. Are o interfață ROG dezvoltată special cu elemente de gaming, cu design, cu tot ce trebuie. Pe lângă asta, vine cu Android 8.1 și va fi actualizat la 9 Pie. Și vine împreună cu aceste accesorii dezvoltate special pentru gaming, pe care vi le prezint astăzi pe rând. Mi-a plăcut în mod special această idee de consolă de joc mobilă, îi putem spune. Are baterie încorporată de 6000 de mAh, are un ecran suplimentar pe care puteți vedea informații din jocul preferat, are butoane de joc pe care vă puteți juca de asemenea fără a mai atinge ecranul și are sistem de răcire pentru telefon. Mi-a plăcut și asta, în mod special asta vreau pentru PUBG. Cu butoanele poți să tragi, poți să te ascunzi, poți să mergi, poți să faci diverse chestii. Ăsta este coolerul care vine în pachetul cel mai accesibil. Se prinde pe laterala telefonului unde are niște mufe speciale pentru pasionații de jocuri. Și acesta scade temperatura cu 5%, permițând astfel să jucați mai fluent și fără probleme. Mi-a plăcut și docul ăsta mic, este pentru drum, se conectează pe USB-C și îți oferă acces chiar la conexiune de 1 gigabit, la HDMI, la USB-uri externe și așa mai departe. Pentru pasionați adevărați însă există și versiunea maxi a acestui doc, există unul cu mufă de căști, de microfon, de HDMI, de LAN, 4 USB-uri, USB-C pentru încărcare și o mulțime de chestii. O vedeți aici în acest setup. Conectat la monitor, tastatură, mouse, puteți lucra pe el. Hai că am deschis ceva aici, am deschis un Google. Nu e nicio problemă că ies din el imediat. Și puteți avea un birou adevărat acasă. Monitorul, tastatura, mouse-ul și căștile astea nu sunt incluse, dar în rest puteți avea o consolă de jocuri direct din telefon. Când vrei să te joci pe televizor, există și soluția asta YGig cu Wi-Fi AD, care se conectează la HDMI, prin HDMI la televizor, se conectează prin Wi-Fi la telefon și transmite fără niciun fel de lag semnalul către televizor.
mult mai bună soluție decât Miracast sau Chromecast sau alte soluții pe care le folosiți în prezent. În pachetul de accesorii ROG Phone avem și acest gamepad și dacă îl conectați la telefon și în același timp la acesta la televizor, aveți o experiență similară cu consolele de jocuri, puteți să realizați o experiență foarte bună. Cam astea sunt, mai este carcasa pentru protecția telefonului, care eu zic că merită la orice telefon de nivelul ăsta, merită să-l protejați la căderi, la zgârieturi, la chestii de genul ăsta. Și încărcătorul lui are fast charge, bateria e de 4000 de mAh și se încarcă foarte, foarte repede, fără să se încingă, una dintre tehnologiile HyperCharge, cred că se cheamă. Aștept să vină la review ROG Phone, o să vină în zilele următoare și abia aștept să joc PUBG pe el. Cred că este cel mai bun telefon pentru Fortnite. Știu că mulți dintre cei care mă urmăresc pe YouTube joacă Fortnite și caută cele mai bune soluții. Eu zic că este cel mai bun telefon pentru jocurile de genul Fortnite sau PUBG. Ca să vă zic un pic și de preț, pachetul minim care conține telefonul în variantă de 128 GB și cu acest cooler costă 4300 de lei la EMAG. Știți că la EMAG se poate cumpăra și în rate egale, fără dobândă, foarte ok. Iar pachetul complet de accesorii care conține docurile, ăsta de conectare la televizor, gamepad, ăsta mobil, husă și docul mic și care vine într-un troller, ca să le puteți duce pe toate foarte ușor, costă 9000 de lei. Într-adevăr, este o sumă mare dacă ne-am gândit la un simplu telefon, dar ROG Phone este mult mai mult decât un simplu telefon. Eu cred că este pentru cei pasionați de jocuri și în special cei care vor să obțină rezultate foarte, foarte bune, pentru că pe niciun alt Android nu poți obține scorurile de pe ăsta. Să vă explic un pic despre tehnologia video și de gaming inclusă în acest model. Special pentru pasionații de gaming există acest Game Center de la Asus, care este similar cu cel de pe laptopurile și desktopurile de gaming, unde puteți vedea imediat frecvența procesorului, temperatură, memoria ocupată și liberă, cât spațiu de stocare aveți pe telefon și alte informații de genul ăsta. Și de asemenea puteți controla coolerul care se pune pe spate, frecvența cu care să ruleze, cât de mult să răcească și de asemenea sistemul Aura Lighting. Sistemul Aura e cel de colorat RGB, are aici, se luminează LED-ul ăsta de pe spate. De asemenea, dacă sunteți într-o echipă și jucați mai mult cu telefoane similare, se pot colora în aceleași culori toate telefoanele sincronizate. Telefonul are de asemenea o tehnologie de sunet foarte bună, are boxe stereo frontale, are mufă de căști, are mufă USB-C și are și mufă USB-C pe laterală. Vă puteți pune căștile aici ca să nu vă încurce în timpul experienței de gaming. Sau puteți pune și încărcare, dacă aveți nevoie de încărcare. Asus a dezvoltat și o serie de căști ROG care sunt cu mufă USB-C ca să vă puteți juca și să aveți cea mai bună experiență în gaming. Uite, astea sunt căștile care se pot conecta la telefon, Delta se numesc. O să vină în curând și la noi. Experiența accesoriilor ROG adus acum pentru telefon. Cu docul de birou există un mod în care poți utiliza telefonul pe post de calculator. Poți să scrii cu ajutor tastaturii, poți să te plimbi pe net, poți să-ți vezi mail-urile, poți să faci tot ce ai putea face cu un desktop normal. De asemenea, tastatura te ajută și la jocuri, la cheat-uri, la asta. Și poți conecta în partea asta un ZenBook, un alt laptop și să lucrezi în paralel când pe unul, când pe altul, schimbi doar de la acest buton și astfel ți-ai optimizat biroul de acasă, nu mai ai nevoie să iei un desktop uriaș și să ocupi loc acolo. Am testat și experiența de gaming cu ajutorul acestui gamepad GameVice, cu conectat la YGig, la televizor, fără pic de lag,
cu controllerul poți seta butoanele cum vrei tu, trebuie mapate cu ajutorul Game Center de la ROG. Și acum poți să controlezi personajul cu ajutorul gamepad-ului. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for. Iar versiunea de top a telefonului, cea de 512 GB, vine cu acest troller în care sunt băgate toate accesoriile ca să le puteți duce mai ușor. Iar prețul final este de 9.000 de lei. A fost cu Asus ROG Phone, experiment de gaming făcut special pentru pasionații de jocuri video. Abia aștept să fac review complet, să mă joc toate jocurile mele favorite pe el și abia aștept să-l văd când ajunge în magazine. Și acum am plecat. Bun, cam asta a fost cu Asus ROG Phone și cu accesoriile sale. Ne regăsim în curând cu noi telefoane. Orice întrebare aveți despre asta, lăsați-o jos și vă răspund cât pot de repede. Aștept să vină la review și vă voi spune pe parcurs toate descoperirile făcute în legătură cu acest telefon. Ne vedem în curând!